Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre pensiile administrate privat ca urmare a întrebărilor trimise de telespectatorii noștri pe adresa bim@digi24.ro. Avem o întrebare de la Marian care ne spune în felul următor. Direct, așa. Cum și în ce condiții pot încasa drepturile financiare din pilonul 2? Dacă se întâmplă ceva cu mine, ce trebuie să facă moștenitorii pentru a prelua acești bani astfel încât să nu se piardă? Există taxe care trebuie plătite? Mulțumim, Marian, pentru toate aceste întrebări. Sunt mai multe acolo și mă bucur să pot răspunde în cele ce urmează. Fondurile de pensii administrate privat din pilonul 2 și pilonul 3 au realizat împreună de la înființare și până la mijlocul anului 2021 plăți în valoare totală de aproape 1 miliard de lei, o sumă foarte importantă. Practic, acestea sunt cele mai importante beneficii ale pilonului 2. În primul rând, banii strânși în contul tău personal de pensie administrată privat îți revin ție la vârsta pensionării sau înainte, în cazul invalidității sau în cazul decesului, apoi banii rămân moștenitorilor tăi legali, dacă nu te bucuri tu de ei. În orice moment poți verifica pe internet la ce fond contribui și câți bani ai strâns. Apoi, banii tăi sunt administrați prudent și transparent pentru a-ți crește economiile pentru pensie. Legislația prevede numeroase mecanisme de siguranță pentru protecția banilor tăi, pentru că ai garanția că la vârsta pensionării vei primi cel puțin valoarea acumulată netă a contribuțiilor plătite. Haideți să vedem cum se încasează banii și cum se transferă drepturile moștenite din pilonul 2 în cazul decesului titularului înainte de vârsta pensionării sau chiar și după, dacă n-a apucat să se bucure de toți banii. Potrivit legislației, ca dispoziție tranzitorie până la adoptarea unei legi de plată a pensiilor administrate sub formă de anuități, participanții sau moștenitorii acestora pot primi plățile din partea fondului de pensii fie ca sumă unică, fie sub formă de rate lunare egale pe o perioadă de maximum 5 ani. Conform codului fiscal în vigoare, singura sarcină fiscală asupra veniturilor încasate în urma participării la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10% aplicat sumelor care depășesc o bază impozabilă de 2000 de lei. Dar foarte important, acest impozit se plătește la final, deci până atunci nu ai plătit taxe, banii rămân la tine și produc alți bani. De asemenea, tratamentul fiscal aferent sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este identic cu cel corespunzător pensiilor din sistemul public din pilonul 1, trebuie spus aceasta, pentru că și acolo se impozitează la fel. Mai departe, fondurile de pensii fac plăți în următoarele situații. După cum spuneam, în primul rând avem decesul participantului. În această situație nefericită, moștenitorii legal sau testamentari sunt beneficiari ai participantului decedat și pot revendica activul acestuia. La pilonul 2, moștenitorii care sunt la rândul lor participanți la fonduri de pensii vor primi sumele cuvenite sub formă de virament în contul personal de pensie privată de pilon 2, iar cei care nu sunt participanți la pilonul 2 pot beneficia direct de bani. Pentru că unii întreabă de ce nu primesc banii direct dacă sunt în pilonul 2. Încă o dată este vorba de niște bani care se acumulează pentru pensie, nu ca să ia moștenitorii și să-i cheltuie, poate în unele cazuri, rapid și necumpătat. Conform celor mai recente declarații oferite de către reprezentanții UNNPR, adică Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, moștenitorii participanților au urmat să fie informați de către notari despre existența acestor sume din pilonul 2 pentru a fi introduse în certificatul de moștenitor și deci în masa succesorală. Astfel, eventualii moștenitori pot revendica cota parte din activul cuvenit al participantului decedat. În cazul decesului titularului, în pilonul 3, moștenitorii primesc sumele cuvenite la CR și după completarea documentației specifice, independent de calitatea lor de participant la un fond de pensii private. Deci chiar dacă nu ai pilonul 2 sau pilonul 3, poți moșteni imediat banii de la pilonul 3 al titularului decedat. După această situație cu decesul titularului, a doua situație în care fondurile de pensii administrate privat pot să facă plăți se referă la invaliditatea titularului.
Practic, în această situație, plata către participantul la pilonul 2 sau pilonul 3 rămas invalid se efectuează strict în cazul unei decizii medicale de invaliditate de grad 1 sau grad 2, nerevizuibilă, care să conțină precizări cu privire la incapacitatea de muncă a persoanei respective. În fine, cea mai des întâlnită normală situație și fericită în care fondurile de pensie administrate privat fac plăți se referă la, desigur, pensionarea participantului, pentru acestea sunt constituite. La pilonul 2, participanții care beneficiază de pensie pentru limita de vârstă în condițiile legii pensiilor pot revendica activul personal acumulat în contul de pensie privată. La pilonul 3, participanții care au împlinit vârsta de 60 de ani pot revendica activul personal acumulat în contul de pensie facultativă. În episoadele următoare răspundem la noi întrebări adresate de telespectatorii noștri pe adresa bim@digi24.ro. O să vorbim despre siguranța sistemului privat și care sunt garanțiile oferite prin lege, pentru că avem o întrebare interesantă exact pe această zonă. Până atunci, să nu uităm, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.